Ce este cel mai important este faptul că voi ne-ați votat și vă mulțumim din suflet. Din punctul nostru de vedere, noi suntem alături de Vanotech printre, de fapt, câștigătorii acestei serii, pentru că noi am fost direct atinși de butoanele voastre, de mesajele voastre, de telefoanele voastre și vă mulțumim din tot sufletul. Și sperăm ca în finale să vă întoarcem toată bucuria și lumina pe care ne-ați trimis-o prin mesajul pe care încercăm mai departe să-l dăm, să vă ascultați vocea și vă mulțumim pentru asta. A fost super, mulțumim publicului din Baia Mare, mulțumim TVR pentru show-ul realizat, lumini, totul a fost excelent, sunetul excelent, am auzit foarte bine și cred că momentul nostru... Nu mergem la Stockholm, mergem la Stockholm! Publicul a ales. Bucuria mare, cu refren sau fără, publicul ne vrea. Suntem foarte fericiți, mulțumim publicului foarte mult și sperăm să ne voteze și în finală. Sunt extrem de fericit, mă bucur că am fost alegerea juriului, că așa și mă așteptam să mă aleagă întâi juriu, ca să confirme totuși că Paradiso e o piesă bună, da? Dacă specialiștii zic că e bună, eu știu că e foarte bună. Eu cred în continuare că publicul e alături de mine, după feedback-ul pe care l-am de o lună încoace, de când a fost scandalul cu videoclipul ăla catastrofal, cred că lumea s-a întors așa spre mine și a zis, băi, lăsați băiatul cu clipul, că ăsta are voce, piesa se reține dintr-o două secunde și am venit și cu un show totuși. Wow, a fost super, a fost o emoție incredibilă, o energie pozitivă. Mi-a plăcut foarte mult, chiar super. Sper să fie la fel și duminică, chiar și mai bine. A fost extraordinar, am simțit tensiunea pe care am transmis-o, am simțit cum s-a întors înapoi energie. Mă bucur că am fost atât de apreciat și înseamnă foarte mult pentru mine. Ei sunt cei 6 finaliști care se vor întrece duminică într-un show total pentru a câștiga lozul cel mare, biletul pentru Stockholm.